Salutare nepoților și bine v-am găsit la un nou episod. După farsa minunată pe care am făcut-o prietenei mele, am rămas fără ea. A fugit în lume, nu știu ce a făcut. Pentru că mi-a lăsat un bilețel cum că trebuie să o găsesc. Asta după niște indicii minunate pe care mi-a lăsat ea. Trebuie să o găsesc, nu știu, să merg în niște locuri în care s-au întâmplat niște evenimente din viața noastră. Habar n-am, haideți să vă arăt și vouă bilețelul pe care mi l-a lăsat la mașină. Și să vedem și ce scrie pe el. Bun. Biletul era aici. Scris destul de mult, după cum vedeți, și scrie așa: după 7 ani vreau să văd dacă îți mai aduce aminte unele evenimente din viața noastră. Nu mi le mai aduc aminte. Vei avea de mers în câteva locuri. Locuri unde vei găsi indicii asupra următoarei locații unde trebuie să ajungi pentru a mă găsi. Prima dată trebuie să mergi în locul unde ne-am văzut prima oară. Și acolo vei găsi primul indiciu despre locație. Care e locul? De ce mă întrebați? Treau o mașină și vedem, sper să fie la primul loc, pentru că nu mi-aduc aminte foarte bine, au trecut 7 ani. Hai pe drum. Așa mă, băieți. Până m-am urcat și eu în mașină și toate cele. Eu cu Leo, pentru că el mă filmează. Hei, salut, sunt Elie. M-am gândit eu așa că s-ar putea să ne fi văzut pe undeva pe aia prin zonă. Eu așa mi-aduc aminte acum, sper că nu ne-am văzut mai devreme sau să ne fi văzut în altă parte. Mergem până acolo. Știu că erau niște bănci. Sper să am primul loc de parcare. Știu că erau niște bănci acolo unde ne-am văzut noi așa fugitiv câteva minute prima dată. Acum, dacă greșesc, s-a terminat practic tot challenge-ul, pentru că eu nu mă aduc aminte al loc. Dar să sperăm că nu o să fie așa. Zic. Și am, băieți, am și ajuns. Știu exact unde e și banca și locul și absolut tot. Mergem acum exact către acel loc minunat. Băi, credeai că mă facem, o? Credeai că nu știu eu locul? Zi tu, te așteptai să-l știu? Pe mine mă întrebi? Da, normal! Sincer, nu. Vezi, băi, știu pentru că sunt bun lăbior. Aoleu. Haideți exact spre loc să vedem. Practic, dacă și-aduce ea aminte, pentru că îmi aduc aminte. De ce mă întrebi? Dacă nu e aici, cred că trebuie să-mi pun eu niște semne de întrebare. Mă gândesc, nu? Păi da. Aoleu, același miros de ciorbă. Acum 7 ani, acum 7 ani, da, mă. Bă, nu știu dacă la blocurile voastre e același miros de ciorbă. Bă, dar n-am întâlnit bloc unde să nu miroasă ciorbă, mă, mâncam așa. A ciorbă sau a tocăniță de cartofi. Bine, tocănița mai e, ce mai e, că măcar aia îmi place, dar ciorba nu o suport deloc. De ce? Mă, întrebați? Nu cred că te-a întrebat nimeni. Nu contează. Încă puțin așa, mergem și lejer, că na. Dacă știm locul, n-avem nicio treabă. Frumos pe băncuța ruginită. Pe toate cele, pe ale. Bă, John, dar nu e bancă, bossul meu. Parcă ți-a duce aminte perfect cu aia. Păi mi-aduceam aminte, dar... Poate e alt pe scară? Nu, asta era, dracu. Să mor, chiar asta era. Păi și uite-te, poate a pus fix unde era banca. Sau ceva. Uitați-vă pe jos. Hai că e? A, nu e. E o bancă, deci asta e banca. Culmea, cine s-ar fi așteptat? Băi. Nu e, măcar, păi, aici ăsta e locul 100%, dar nu mai e banca, deci ar trebui să fie altceva. Ar fi tare să-l fi pus sub astea de pământ pe aici, să mă bage pe mine prin pământ. Ei, na. Mă uit în apă, dacă nu știu ce să caut. Eu fi lăsat o bătrânică din spatele meu, ha? Vă așteptați la asta? Eu nu știu că e bancă bătrânica aia. Nu? O fi banchier.
Bă, nu știu, măcar, bă, eu m-aș, chiar mă bucuram când am văzut hârtia asta, dar nu e hârtia asta. Și acum nu știu cum trebuie să caut. Banca unde era? Aici, fix aici, uite, se văd și asta, dragul, pe unde a stat. Ei, am întâlnit data da. Deci, sigur era aici? Băi, sigur, sigur era aici. Ăsta e bossule, ăsta e, ăsta e să mur eu, nu ăsta e. Un tufiș. Așa, și scrie așa. Stai așa. De aici trebuie să mergi în primul mall în care am ieșit prima dată. Dar și să cauți masa unde am stat. Sub ea vei găsi următorul indiciu. Deci trebuie și mall și masă. De ce mă întreb? Care e mall-ul, care e masa? Cum ar fi acum să nu mai fie nici masa acolo? Vă așteptați la asta? Aflați în episodul următor. Vrăjeală tot acum. Haideți! Și ai vreo idee unde, care e mall-ul ăla? Bă, acum hai să zicem pe aia dreaptă, într-un fel am idee, pentru că na, acum 7 ani eu eram destul de mic și nu prea știam eu mall-uri așa, că na, nu eram ieșit băiat de la țară, băiat cu minte, na, știi cum zic, nu? Da. Hai că se grăbește ăsta în spatele meu să bage repede. Bagă-te la Raipoc! Deci, care e mall-ul? Băi, mall-ul ar trebui să fie ăla de la noi, practic. Nu cred eu că ieșeam în altă parte. Da, acum e ciudat cu masa. Deci e foarte ciudat cu masa aia. Pentru că eu nu mi-aduc așa foarte bine aminte. Da, să vedem ce o să iasă. Ar fi tare ca acum, fix acum când filmăm și noi, să ne dea bodyguards afară, bodyguards care nu există în Liberty. Da. Haideți să mergem. Să mergem în Liberty Center. Boss, treaba e că aici sunt bodyguards, chiar dacă sunt puțini. Dar ideea e să nu filmăm tot drumul prin mall, cum urcăm, cum coborâm, să căutăm masa. Când ajungem în locația aia, atunci ne uităm la mese și ca să nu ne dea afară. Da, normal. Păi hai să mergem atunci. Și vedem acolo. Indicațiile regizorale au spus să stau așa pentru că ar da un efect mai dramatic. Am ajuns și în Liberty, unde este foarte multă gălăgie și aici pot să țip să fac cât vreau eu! Ce credeți? Băi, cam asta e zona pe unde am fost noi așa prima dată. Mesele nu mai sunt la fel, măcar aceeași culoare nu mai sunt. Dar haideți să căutăm sub fiecare masă posibilă. Bine, așa mai pe repede înainte. Pentru că deja se uită lumea foarte ciudat la noi, hâți. Bine, noi am stat la mesele alea mai pătrate, că era șmecher de atunci. Lângă patinoar, așa frumos, avem un view de la minunat cu toate patinatoarele, toți patinatorii aia mici. Practic, prima masă. Care sunt șansele să o găsesc din prima bilețină? Zero șanse. Zero șanse, dar hei, cu afiura rezistă. Masa numărul 2. Nici masa numărul 2. Hei, de ce mă întrebați? Gata, mă, la asta am noroc aici, să spun. Bine, n-am noroc nici la asta. Salut. Masa numărul 4. Nu, nici aici. Mi-a tros nici genul, că frate, sunt foarte bătrân. Masa numărul, nu mai știu ce număr e ăsta, că m-am bulversat cu chestia. Nu e nici aici. Tehnic. Mulțumim frumos. Tehnici esențiale de supraviețuire. Nu e... Oh! Pau, Gangnam Style! Mai e unul! Ha? Erau două? Da! Ha! Așa! Prima oară mă lasă în fail. Lase în fail prima oară, că am văzut un bon pe jos. Bilețelul! Bilețelul magic! Bun.
Așa, mă mir că ai găsit. Și eu mă mir, de ce mă întrebați? Iar nu mă întreabă nimeni. De aici va fi mai complicat, că până acum a fost ușor îndraț. Sper să-ți aduci aminte prima cafenea unde am ieșit. Undeva pe acolo vei găsi următorul indiciu. P.S. Indiciul este afară. Practic mi-a dat blank, total. Ne-am gândit o mașină. Hai adică spre mașină. Păi mă gândesc că na. Ha. Câți? Revenim. Domnul nepotul, spuneți-mi, vă rog, în cotorne, în dreptă. Bă, sunt puțin dezamăgit, pentru că nu știu sigur dacă ăsta e locul unde vreau să, adică unde trebuie să ajung. Mergem la o cafenea, nu era neapărat cafenea aia. Căcat, nici nu știu ce era, hotel ceva. Dar era pe la noi, pe la liceu, și mă gândesc că noi acolo am ieșit prima dată așa la un date de ăsta minunat de neromantic. Și acum să vedem dacă, nu știu, dacă avem voie să intrăm cu mașina măcar pe acolo, că na. Eu nu știu dacă am stradă pe care să merg cu mașina acolo, că a trecut vrei ceva să timp. Să intri cu mașina în cafenea? Nu, vreau să intru cu mașina pe strada pe care e cafenea, pentru că e foarte îngustă. Și e și liceu acolo și nu știu că am pe unde să intru, o să încerc oricum. Bă, dar ideea e, eu cu mașina, hai să zic că le fac destul de repede. Bă, dar a mers pe jos. Deci ea este pe jos în momentul ăsta, nu e cu mașina. Tu îți dai seama cât a mers ea, cât n-a avut ce face? Poate a luat tramvaiul. Sau a mers cu Uber. Probabil. Dar nu s-a dus cu mașina? Nu. Unde? Ok, let's go. Da, hai. Domnul nepotul. Hei, domnul unchi. Am ajuns la hotel SS Residence, care este și cafenea în același timp. Sponsorizați-ne. Da, cu ce drag să sponsorizeze? Că nu e așa șmecher. Nu contează. Nici înăuntru, știi ce mic e înăuntru? Dacă avem nevoie de cameră vreodată. Da, adevărat, dacă mă dau 7 femei pe aici. 7, 8 femei, 2, bine, mă caut încă pe mea și după aia. Și l-am și văzut. Ochiul meu de vultur. Sper să nu mi-au încă dată țeapă. Să fie iar doar de bancă. Da, da, adevărat. Nu e. E pe bune. It's for real. Ha, 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 ha. Așa. A sosit momentul să faci un gest frumos. Acum vrea și gesturi frumoase. Adu-mi un suc. A dat-o pe Binescu sucul ăsta. Așa, adu-mi un suc la următoarea locație. Nu-mi zice care e locația, dar îmi dă un indiciu. Fântână rotundă cu zodia mea. Știu. Ce? Fântână rotundă. Unde? Cu zodii, cu aia. Te las pe tine, că eu nu-i jocul meu. La Unirii. La Unirii? Ce fântână cu zodii, mă, la Unirii? Păi nu știu, dar nu trebuie cum ai găsit unii fântâni. Știi care va vreo fântână cu zodii la Unirii? Dacă știți, îi dați un mesaj pe Instagram, că poate are nevoie omul să știe, că na. Poate unde nevoie. Mai sunt? Eu nu zic, trebuie să te gândești tu, că e jocul tău. Nu știu, hai să luăm un suc. Deci cer un pentru tine, nu pentru mine. Mergi să te luăm un suc? Da. Și sper că apun la magazin, că oricum magazinul aici. Să-mi dau seama ce fântână cu zodie e aici prin zodie. Mă gândesc că e pe la Unirii, că e aproape de Unirii. E fix pe mijloc acolo. Nu? Bine, hai să luăm suc și mă mai gândesc. Hai. Let's go, boys. Doșchide. Ah, am crezut că merge cu mașina pe undeva. Nu. Ok, hai. Dar vai, Gabriel nepotul. Dar vai, am luat suc. Este sucul ei preferat de acum 7 ani. Da. Este sucul ei preferat. Apă cu pământ. Că n-am vrut să mai zic apă cu tonă, că toată lumea zice gluma asta, nu, deja nu mai e glumă. Da. Tu ce ți-ai luat, Leonard? Nu pot să cred. Și-a luat noua veche Fanta Madness. Haideți spre mașină.
Let's go! Am lăsat avarele pornite! Hăs, Johnule! Hăță! No, mere, măi! No, mere, hai! Let's go! Bă, vrei să-ți dau eu un indiciu? Eu cam aș vrea. Că sunt unchiul tău, așa, ca băieți. Păi nu știu, unchiul meu favorit, nu orice unchi. Asta e ideea, sau te gândești că ești orice unchi și favorit, mă. Zodi, da? Da. Farfurie. Parc. Parc Uniri. Nu. Mai aproape de casă. Sebastian? Nu. Mai cobori așa, o pantă. Și nu mai zic altceva. Carol? Hăț, Ionule. E fântâna aia cu aia veche. Aia la intrare? Da. Am găsit indiciul, m-am gândit singur. Singur l-a găsit. Indiciul e la Carol, acolo, la farfurie, unde acolo sunt multe zodii. Nici nu știu unde sunt zodiile, cred. Nu. Ok, hai să mergem, let's go. Hai. Și am ajuns și în Carol la farfurie, unde m-am gândit eu singur că n-a aici putea să fie. Haideți să vedem ce zodii sunt pe aici așa. Pe aici. Pe aici. Practic trebuie să găsim zodia Capricorn. Un Capricorn frumos. Să ce mă trebuie. O luăm prin stânga sau prin dreapta? Că nu știu. Uite rac, uite rac, uite rac una. Uite racul de aia. Dar stai că la scorpion nu e rac. Hai. Aia e fecioară. Bă, nici nu prea știu zodiile. Da? Adică nu știu cum arată semnul zodiilor. Eu nu știu de cât. Ăla e crab? Ăla e leul, ăla e rac. A, crezi că e crab? E zodia crabă? E la sușă! E și cam gălăgit, dar nu prea ne-au zis. Ăsta e, nu? Nu pot să-l ai taur. Că ea sunt gemeni. E numărul 1 pe zodii. Berbec, mai curge și apa asta, ca să știi, bă, dacă totul perfect. Păi, nu reușesc să văd. Ăla e dragon. Chiar că dragon. Ăla e vârstă. Uite Capricornul, băi. Ăla e Capricornul, stai. Și acum? Păi și vrea să sară în apă? Nu, cred, mă. Că dar nu s-ar trebuia să vadă și ea în apă dacă trebuia să sară tu în apă. Deci fix în dreptul Capricornului ar trebui să fie smecheria, nu? Practic, da. Păi n-are pont să fie decât pe aici. Dar dacă a fost, nu mai e. Știi ce zic? Pentru că sunt hot! Căs, Johnule! L-ai găsit, mă? Omoară băieței mei! Ăsta e! Hai să mergem unde v-am de mai liniște, că nu ne mai ajung. Care credeți voi că e primul cuvânt? A? Care crezi că e primul cuvânt? Nu știu. Țeapă! Țeapă? Scrie țeapă! Nu sunt aici! Am vrut doar să te mai pun pe drumuri! Minunat, mulțumesc foarte mult, te iubesc pe calea asta, vreau să spun foarte mult. Așa. Ne vedem sus la mausoleu. Sper că ai luat suc pentru că trebuie. Adică să urci pe scări. Adică să urc pe scările alea multe și minunate. Bă, dacă ea mi-a dat țeapă și nu e aici, îi dau și eu țeapă. Și eu iau cu mașina frumos până sus. Știi ce zic? Hai să o colim pe aici, să nu mai luăm prin nămeți. Întoarce-te puțin, hai să ne întoarcem să-l vezi pe ăla, cum își face baia acolo. Deci omul acolo
ce a făcut o băiță mică, pentru că na, e cald afară, e noiembrie. Deci ea nu are zi, na, trebuia să mai spele un frate, oricum e duminică, lumea se spală duminică, nu? Da, da. Da. Numai rufele nu se spălau duminică, parcă. Adevărat, dar oamenii se spală, pentru că la 12, la 7-a zi și Dumnezeu s-a spălat. Hai să pornim spre mașină cu imaginea acelui domn în minte. Let's go. Să vă rămână pe retină, haideți. Hâț, oboseală mare până la mausoleul ăla, nu? M-a rupt. Bine, deci m-a rupt. Bine, când am plecat. Mamă, băi, m-a rupt, mă, trebuie să fiu mare obosit când ajung acolo. M-a terminat complet, deci am urcat la scări, sunt fleașcă de transpirație. Doamne ferește. Bine că am ajuns în mașină, bă. Doamne ferește. Bun, am ajuns și noi în parc în sfârșit. Între timp eu mai băut din suc, pentru că dacă mi-a să-l beau că o să obosesc, eu m-am gândit să-l beau pe tot. N-am reușit, dar oricum o să-l încerc să-l beau până ajungem la ea. Băi, chiar cred că merit și eu niște felicitări, niște aplauze, niște chestii. Pentru că mi-am adus aminte toate locurile astea de care mi-a spus ea. Practic, numărul 3 pe creier. Numărul 3, că numărul 1 e Leo, nu s-o pune nimeni cu el. Nimeni. Păi și 2 cine vrea cu el? Numărul 2? Încă nu-l știm, dar o să-l aflăm. Tot eu că este aproape numărul 2. Totul, da, e și aproape numărul 2, exact, bravo. Mausoleu, hâz, Jonule. Și dăm și noi un... Practic ar trebui să fie în față, nu? Păi dacă te-ai să urci pe scări? Păi asta zic, ea se așteaptă să vin prin față, așa, bă, frumos, prin lateral, dăm perversă după Târgu Ocna. Îi faci surpriză. Cea mai mare surpriză, nu se aștepte niciodată. Cum ar fi să nu fie nici aici? Hai, căcat. Pentru că e deja seara și eu nu mai chef să am plin, că ne plimbăm deja de vreo 2 ore. Timp în care puteam să fac altceva. Dar tu îți dai seama că stă de 2 ore în parc, de fapt un parc n-a. Nu mai vine să recreze și a vin la fel. Nu știam că a avut ceva treabă să se întrească cu cineva, pe colegi ceva, habar n-am. Și probabil n-a. Acum pe final s-a gândit să facă toate chestiile astea. S-a și înserat frumos. Plimbare liniștită. Dar cum ar fi să plecăm acasă? Să-l lași în parcă? Mă gândesc eu, păi da. Păi nu mi-a dat seama și azi că e jos și nu e jos. Că m-a pus să și nici mi-am găsit loc de parcare. A lăsat-o și pe strada mașina. Hai, doamne. Bă, da, se înserează grav, nu? Da. Bă, sper că v-a plăcut și challenge-ul ăsta. Bine, încă nu s-a terminat, că trebuie să mai găsesc. Dar sper că v-a plăcut. Și ce, care ar fi fost faza tare? Să fie prank. Răzbunare de prank. Și ea să nu fie aici. A, nu cred că își bate chiar așa joc. Cu aia? A zis că se răzbună. Păi a zis că se răzbună, dar nu are. Hai să vedem. Totuși am pierdut 2 ore din viață. Mai beau din sucul ăsta lui. Bă, dar e beznă aici. Bine, pe camera am văzut că vede super ok, dar aici chiar e beznă. Camera este blanaos. Chiar sunt curios dacă e pe aici. Poate e țeapă cu ei. Nu e mă țeapă. Să nu scrieți în comentarii țeapă, că nu e țeapă. Că util. Deci mai că se vede cerul. Pe cameră, bă, cred că e live, nu se vede așa mișto. Mai bate și felinarul la loc și nici nu prea văd așa bine. Da. Uite-o, mă! Uite-o, ți-am zis că nu-i țeapă. Bă, dar și stai să fie țeapă, mă. Stai să fug în slow motion spre ea. Fugi. Hai că s-a prins că nu e în slow motion. S-a prins că nu e în slow motion?
coace. M-ai pus pe drum. M-a pus pe drum 2 ore să mă plimbăm. Da, de am mers pe jos. Da. Ea a crezut că vin pe acolo. Și aici. Păi da, pentru că tu trișezi mereu. Ți-am băut sucul. Poftim. Am obosit maxim. Deci am urcat pe scări, că am urcat pe scări pe partea aia la nu mai văzut. Și am ocolit-o pe aici. Ai luat-o cu mașina pe acolo? Nu. Ce mă, că așa mă inteligent, mă vezi? Trebuia să ai pun să nu mergi scările. 472. Numărele, dacă una în plus este, păi eu le-am urcat. O dărâm eu. Și sunt atâtea? Păi nu le-am numărat, trebuia doar să pun pe tine. Hai să facem timelapse în timp ce numără scările. Da. Da, sigur, hai, exact. Fix asta o să facem. Hai înapoi la mașină. Da, băi, sperăm că v-a plăcut video. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați like, share, subscribe, comentariu, follow pe High Five la ema.alexandra13. Bă, da, voi veniți prin mine, voi mergeți unde trebuie, că eu sunt cameramanul. Păi nu mergeți, dar pe mine mă urbește lumina aia, filmează măcar lumina aia să-ți defocalizezi. Era defocalizat. Aia zic, pe mine mă urbește lumina aia, e un felinar foarte puternic. Mm-hmm. Da, mă mir că ai găsit toate indiciile. Păi cum să nu le găsesc eu? Asta te așteptai tu la mine, să nu găsesc indiciile? Cred că te-a ajutat și mai mult. Nu m-a ajutat, mă. Ce trebuie să ajut eu? O să vezi pe video că i-am găsit singur pe toate și m-am gândit la toate și la asta cu fântâna mea venit din prima. Deci când ai zis Zodi și fântână, bang, imediat m-am văzut în fața Carolului căutând Zodia ta. Da. Care știam exact cum arată. Deci eram pe zonă acolo, pe Facebook, băi, eu și Urania, noi doi ce mai știm Zodile așa bine. Hai să băgăm auto aici, da. Că se defocusează într-una, că nu prea e lumină. Așa, faceți auto. Bun, faceți auto. Outro, dar de ce ăsta e outro? Dacă v-a plăcut video, nu uitați, dați like, share, subscribe, comentariu, pe follow, pe Instagram, pe High Five, pe Mirc, pe toate cele. Ema.alexandra13, Epic, follow. Bară jos, YouTube. Shorty, Epic, bară jos, Shorty, nu știu dacă s-a auzit, și nepotul YT, noi revenim data viitoare, pa! Și acum că ai văzut așa, că am ghicit toate alea din prima și m-am mișcat și repede, ai văzut că n-a durat o zi întreagă. Chiar m-am gândit să nu mai vin la un moment dat. Ce părere ai? Mai e supărată pe mine pentru prank, pentru chestii, pentru toate nenorocirile de zi cu zi? Păi, o să-ți fac și eu ție un prank. Faci tu mie prank? Da. Ce prank îmi faci tu? Ce faci cu camera? Ah, mi-a căzut telefon. Ca la ping-pong. Ce să prank îmi faci tu? Marius, păi nu pot să zic. Ia, auzi, faci cum pot. Fac cum pot. Bă, sper, ți-am zis... Marius, oricum știe jumătate. Ia uzi, știi deja? Deja ați vorbit? Adică deja poți să aștepți. E bine de știut. Să te aștepți bine. Și prank-ul meu, punem tot la mine pe canal sau îți faci tu canal? Mi-am spus că să fac canal la 5.000 de follow. La 5.000 de follow unde? Pe da, Mirc? Da, m-am făcut de YouTube. Și o să fac daily vlog. Cu viața mea neinteresantă. Când mă duc la muncă, ies afară. E foarte bine de știut, exact. Da, tu ce părere ai, m-am descurcat bine sau nu? Eu? Da. Numărul 1 aproape numărul 2. Te așteptai să știu toate astea? Eu m-aș da să-ți dați apă la sfârșit, având în vedere că e dat prank să-ți facă și aia prank să fie ăsta prank cu gen. A, deci vedeți că vă dați singur unul pe altul? Vedeți. 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 Deci nu are niciun prank pregătit, pentru că dacă tu te așteptai ca asta să fie prank-ul... Da, că e încă un prank. A, 2 în 1. Hai mă, lasă-mă jara, bag auto. Uite pe bubuța asta, ce stai pe mijlocul străzii. De mâine, băga mi. Doi mâine, omorul. La, de ce mă, că aia poate fi mamăița unui abonat, dar nu. Adevărat. Bag al doilea outro. Al doilea outro. Dacă v-a plăcut din nou acest video, nu uitați, dați like, share, subscribe, comentariu pe Instagram, pe follow, pe Mirc și pe High Five. Eu abia aștept să se facă din nou moda cu High Five. Vreau să-mi pun iar melodie de aia pe fundal șmechere și fundal de ăla cu steluțe, cu toate nebunelile. Să-mi dea lumea five-uri acolo și cadouri și toate alea. Și ne revedem data viitoare, că deja vorbesc prea mult. Ceau! Și acum cu 200 până la casa, 1!